Bine v-am regăsit la Hot News. Discutăm astăzi despre o afecțiune a inimii care se numește amiloidoză. Vom afla de la medicul cardiolog, doctorul Robert Adam, ce este amiloidoza, cum afectează această boală inima, ce teste trebuie să facă un pacient pentru diagnosticare și, sigur, ce tratamente există pentru amiloidoză. Domnule doctor Adam, bine ați venit la Hotnews.ro. Bine v-am găsit. Mulțumesc pentru invitație. Sper și eu ca în următoarele 10 minute să lămurim cât mai bine această boală și pacienții să fie cât mai informați. Câteva cuvinte despre invitatul nostru de astăzi. Dr. Robert Adam este asistent universitar la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare, profesor dr. C.C. Iliescu din București unde lucrează de mai mulți ani în Centrul de Expertiză pentru Boli Cardiace Rare. Este un centru înființat cu 5 ani în urmă de doamna profesor Ruxandra Jurcuț și este centrul cardiologic cu cea mai mare experiență în diagnosticul și tratamentul amiloidozei cardiace. Un avantaj al acestui centru este colaborarea strânsă cu Clinica de Hematologie a Institutului Clinic Fundeni, coordonată de domnul profesor Daniel Coriu. Domnule doctor Adam, o primă întrebare, așadar, ce este amiloidoza și cum se clasifică ea? Amiloidoza face parte din grupul bolilor numite boli de împachetare greșită a proteinelor și în funcție de tip poate afecta diverse organe și sisteme. Deși până în prezent au fost descrise peste 30 de proteine precursoare care pot agrega ca fibrile de amiloid, în practica clinică ne întâlnim cel mai frecvent cu două situații. Voi începe cu cea mai gravă boală, amiloidoza primară de tip lanț ușor, prescurtată AL, în care precursorii fibrilelor de amiloid sunt reprezentați de fragmente de imunoglobuline. Imunoglobulinele sunt acele arme care ne ajută să ne apărăm de infecții, dar dacă în măduva noastră osoasă producătoare de celule sanguine apare o boală, de exemplu un tip particular de cancer, atunci măduva va produce excesiv aceste imunoglobuline, care ulterior vor agrega și se vor depune ca amiloid. Aceasta este o formă rară de amiloidoză, dar asociază prognosticul cel mai rezervat, în ciuda tra tratamentului agresiv, putând conduce la afectarea oricărui organ. Totuși, în ultima vreme s-au făcut progrese remarcabile în tratamentul acestei boli, asistând la o adevărată revoluție în ceea ce privește tratamentul cancerelor, mai ales al celor de sânge. Al doilea și cel mai frecvent întâlnit tip de amiloidoză este amiloidoza cu transtiretină prescurtată ATTR și are ca precursor o proteină sintetizată de ficat care transportă în mod normal hormonii produși de glanda tiroidă și retinolul, adică vitamina A, transtiretină, care este prezentă în mod normal în sângele fiecăruia dintre noi. În două situații particulare, transtiretina se poate și ea depune, conducând la apariția amiloidozei de tip TTR. În cazul în care în codul nostru genetic, adică în biblioteca în care găsim toate informațiile despre noi, în cartea în care se află rețeta pentru prepararea transtiretinei există o greșeală de scriere, atunci structura finală a acesteia va fi modificată, favorizând împărțirea moleculei în fragmente mai mici, numite monomeri, monomeri care se vor pune cap la cap și vor da naștere fibrilelor de amiloid de tip TTR. În această situație, deci, vorbim despre amiloidoza TTR ereditară. Boală cu transmitere genetică autosomal dominantă, ceea ce înseamnă că un părinte bolnav are 50% șansa de a transmite această greșeală de scriere fiecărui urmaș. În funcție de mutația prezentă, amiloidoza TTR poate afecta inima sau sistemul nervos periferic, adică nervii care inervează fie mâinile și picioarele, fie organele din interiorul nostru. Și aceasta este o boală rară, existând în lume zone în care se întâlnește mai frecvent, ca de exemplu Portugalia, Suedia, Japonia, o parte a Italiei, Bulgaria, dar și o zonă din nordul Moldovei, în județul Suceava. Pe de altă parte, prin mecanisme incomplet înțelese de noi până în prezent. Odată cu trecerea timpului, transiretina normală își poate schimba ușor structura, favorizând formarea fibrilelor de amiloid, ceea ce conduce la apariția amiloidozei TTR de tip wild type adică sălbatică, dacă o traducem motamo, cunoscută înainte și ca amiloidoză senilă, deoarece este considerată marca trecerii timpului. Ea afectează cel mai frecvent inima, dar și anumite ligamente din zona pumnilor sau coloana vertebrală, și în ciuda faptului că era considerată o boală rară, studii destul de recente ne arată o prevalență ridicată a acestei boli la anumite grupe de risc cum ar fi pacienții, de obicei, vârstnici și care suferă de insuficiență cardiacă cu fracție de ejecție păstrată, sau stenoza aortică severă. E bine de știut că ea nu se moștenește în cadrul familiei și că, deși afectează mai frecvent bărbații, și femeile pot prezenta această boală. Domnule doctor Adam, cum afectează amiloidoza inima și când ar trebui să mă îngrijorez? Gândiți-vă că în mod normal proteinele circulă în sânge în forma lor solubilă, adică dizolvate așa cum se dizolvă sarea în apă. Dar în momentul în care în structura lor apare o modificare, ele pot agrega sub formă de fibrile insolubile, așa cum e de exemplu nisipul în apă, infiltrând mai multe organe, printre care numărându-se și inima. Din acest motiv, inima va suferi, pentru că având ca un ciment printre celule, pereții inimii se vor îngroșa, își vor pierde din elasticitate, iar aceasta, în ciuda faptului că își păstrează funcția de pompă, nu se va mai putea umple cum trebuie cu sânge. Astfel apare ceea ce noi cardiologii numim cardiomiopatie restrictivă, care se prezintă ca o formă de insuficiență cardiacă cu fracție de ejecție păstrată, despre care am menționat și mai devreme. Din acest motiv, simptomele nu sunt foarte specifice. Iar, din punct de vedere cardiologic, pacientul cu amiloidoză cardiacă. Poate prezenta dispnee, adică lipsă de aer, inițial la eforturi mai mari, ulterior la eforturi mai mici, sau chiar noaptea, în timpul somnului, palpitații sau sincopă, adică pierderea reversibilă și de scurtă durată a stării de conștiință. Din acest motiv, diagnosticul ajunge să se pună de, destul de greu, deoarece acestea sunt simptomele prezente în majoritatea bolilor cardiace. Ceea ce ar trebui însă să ne atragă nouă atenția mai degrabă ar fi asocierea dintre aceste simptome și prezența arsurilor sau a în mâini sau în picioare, scăderea forței musculare la nivelul mâinilor sau a picioarelor, Scăderea semnificativă a tensiunii arteriale sau chiar necesitatea scăderii numărului de medicamente antihipertensive la pacientul care avea deja o schemă de tratament pentru tensiunea arterială crescută. În fiecare dintre aceste situații, pacientul ar trebui să se prezinte la un medic cardiolog care să evalueze inima acestuia și să caute proactiv alte semnale de atenționare pentru amiloidoza cardiacă. Mai mult, Pacienții care se știu că au suferit o operație pentru ceea ce se numește sindrom de canal carpian bilateral și experimentează ulterior simptomele de care am menționat, ar fi bine să se prezinte la medicul cardiolog. Cum se face evaluarea și ce teste sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului? Evaluarea inițială este foarte asemănătoare cu orice evaluare cardiologică și cuprinde de cele mai multe ori. Anamneza, adică interviul cu medicul, examenul clinic adică examinarea bolnavului de către medic, electrocardiograma, adică investigația cu electrozi pe piele, care ne oferă informații despre activitatea electrică a inimii, și ecografia cardiacă sau ecocardiografia, adică examinarea prin care noi cardiologii ne uităm la inimile bolnavilor la televizor. Investigație care ne aduce informații despre structura și funcția inimii. Ulterior, coroborând toate datele obținute prin aceste tehnici, putem ridica suspiciunea de amiloidoză cardiacă pe baza unor semnale de atenționare sau red flags, așa cum sunt numite în literatura anglosaxonă, pe care le putem identifica cu ușurință. Uneori, atunci când lucrurile nu sunt foarte sigure, putem completa aceste investigații și prin anumite analize de sânge, de exemplu, NT-proBNP și troponina, marcări care ne arată suferința cardiacă în general, printr-o examinare de rezonanță magnetică cardiacă, așa numitul RMN de inimă, sau prin înregistrarea activității electrice a inimii pe 24 sau 48 de ore printr-un holter EKG. Dacă în urma tuturor acestor investigații, trăgând linie, considerăm că există o suspiciune clinică și paraclinică înaltă pentru amiloidoza cardiacă, vom recomanda pacienților două examinări suplimentare pentru stabilirea cu exactitatea diagnosticului. Prima, o electroforeză cu imunofixarea proteinelor și dozarea lanțurilor ușoare din sânge sau din urină. Și a doua, o scintigrafie osoasă, care în trecut era folosită doar în oncologie pentru căutarea metastazelor osoase, dar studii recente au descoperit, mai mult sau mai puțin întâmplător, că aceasta are un rol foarte important în diagnosticul non-invaziv al amiloidozei cardiace. Toate aceste investigații sunt investigații non-invazive, și nu prezintă niciun risc pentru pacient, mai mult decât o înțepătură pentru recoltarea sângelui sau administrarea trasorului printr-o branulă la scintigrafie. În cazul în care la analizele de sânge se găsesc mulți anticorpi, iar scintigrafia este negativă, adică cordul nu captează trasorul injectat, cel mai probabil ne aflăm în fața diagnosticului de amiloidoză AL și vom trimite pacientul de urgență la medicul hematolog pentru confirmarea diagnosticului. Invers, dacă nu găsim anticorpi în sânge, iar șintigrafia este pozitivă, adică cordul captează trasorul injectat, putem susține diagnosticul de amiloidoză cardiacă tip TTR, fără a fi necesară efectuarea vreunei biopsii. Ulterior, pentru identificarea exactă a tipului de amiloidoză TTR, se va efectua testarea genetică, adică secvențierea genei TTR tot din sânge, pentru a căuta eventuale erori în scrierea transiretinei. Dacă se găsește o mutație, atunci diagnosticul final va fi cel de amiloidoză TTR ereditară. Iar dacă nu se găsește nicio mutație, diagnosticul final va fi cel de amiloidoză TTR de tip wild type. Niciodată nu trebuie să se sară pe testarea genetică doar din cauza vârstei înaintate a pacientului, deoarece există și mutații în gena TTR care conduc la apariția bolii la vârste înaintate. Care ar fi opțiunile de tratament în cazul în care sunt diagnosticat cu această boală? Tratamentul amiloidozei primare de tip lanț ușor, boală hematologică malignă, este exclusiv apanajul colegilor hematologi, care beneficiază de un arsenal din ce în ce mai bogat de tratament împotriva acestei boli. Rolul nostru al cardiologilor fiind cel de a evalua periodic pacientul și de a prescrie medicamente care să amelioreze simptomele cardiace menționate mai devreme. În general, atunci când vorbim de tratamentul amiloidozei cardiace, ne vom referi la tratamentul simptomelor și la tratamentul specific al bolii. În ceea ce privește tratamentul suportiv, adică cel al afectării cardiace în general, putem prescrie anumite clase de medicamente, cum sunt diureticele, medicamente care scot sarea și apa din organism, ameliorând congestia sistemică sau pulmonară, motiv pentru care pacientul va respira mai ușor și nu va mai avea picioarele umflate. Majoritatea medicamentelor folosite pentru tratamentul standard al insuficienței cardiace scad tensiunea și pulsul și nu au dovezi pe îmbunătățirea bolii în amiloidoza cardiacă. Motiv pentru care ele trebuie evitate sau chiar oprite, dar doar cu avizul medicului cardiolog. În unele situații, putem prescrie un tratament anticoagulant pentru prevenirea accidentelor ischemice, precum accidentul vascular cerebral, iar în evoluție, unii pacienți cu amiloidoză cardiacă vor avea nevoie pe parcursul vieții de un stimulator cardiac. Trebuie reținut însă că în ultimii 10 ani au apărut mai multe variante de tratament specific pentru amiloidoza TTR, medicamente care au avut rezultate excepționale în triaruri clinice mari, efectuate cu pacienții înrolați din toată lumea. Cel mai frecvent, pacienții cu amiloidoza TTR, fie ea ereditară, fie de tip L type pot beneficia de un medicament sub formă de comprimate, care se administrează zilnic și care stabilizează molecula de transtiretină, împiedicând să mai formeze fibrilă care să se depună ulterior. Acest medicament a arătat o creștere spectaculoasă a supraviețuirii și o ameliorare semnificativă a simptomelor, într-un trial mare, ale căror rezultate au fost publicate în anul 2018. Motiv pentru care ulterior a fost aprobat atât de Agenția Europeană cât și de cea americană a medicamentului, iar în 2022 a devenit disponibil în doza potrivită pentru afectare cardiacă și în România, existând acum centre care îl pot prescrie și în București. Iași, Cluj-Napoca sau Baia Mare. Alte variante de tratament eficient al bolii, dar cu administrare parenterală, adică perfuzie sau injecție, aprobate doar pentru formele ereditare de amiloidoză TTR de această dată, care asociază și nepolineuropatie, este reprezentată de medicamente care inhibă complet sinteza hepatică de transtiretină, motiv pentru care aceasta nu se va mai depune în organele țintă, oprind sau încetinind evoluția bolii. Este foarte important de reținut totuși că toate variantele aprobate de tratament încetinesc sau opresc evoluția bolii, iar până în prezent, deși există câteva studii în stadiu incipient, nu a fost aprobat vreun medicament care să curețe organele afectate de răul deja făcut. La final, domnule doctor, care ar fi, deci, mesajele cheie ale discuției noastre? E bine de știut că amiloidoza cardiacă nu este o boală rară, că diagnosticul se poate stabili de cele mai multe ori simplu prin algoritmi non-invazivi și că aceasta beneficiază de un tratament personalizat, atât în ceea ce privește măsurile generale de tratament, cât și prin existența tratamentului specific, situația nu foarte frecvent întâlnită în cardiologie până în prezent. Domnule doctor Robert Adam, mulțumesc foarte mult pentru participarea la acest program. Și eu mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați urmărit și vă aștept la următoarele programe pe teme medicale ale hotnews.ro.